Mă rog, bun găsit la acest videoblog din mașină, vlog la Vogan, sau gânduri de unul singur, dar deloc singuratic, sau filozofie pe patru roți, numiți-o cum vreți. Azi am văzut o mașină în fața mea, dar am uitat, n-am putut să o filmez, n-am reușit să o filmez. Hai treci. Mașina avea inscripția, avea o inscripție pe geamul din spate și avea un soi de sticker din ăsta 3D. În spate, stickerul era peștele, un simbol, simbolul peștelui, așa un contur, și în nuntul era scris Ihtio, sau cum se mai scrie, inscripția așa, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă că omul, șoferul sau proprietarul mașinii e religios, credincios, cred în Dumnezeu creștin. Ok, dar inscripția de mai sus era Jésus revient, êtes-vous prêt? Asta înseamnă Iisus revine, sunteți pregătiți? Și eu zic, așa o leacă, fiind singur în mașină, zic, m-am uitat prin părți, zic, băi, eu nu sunt m-am pregătit, eu de-am zăcalibit să aștept, m-am zăcalibit să aștept. Eu, Dimitel Copchil, de la 8, la 9 ani, când foarte strâns prietenem cu un băiet Adrian, Iehovist, ne aduce el reviste, tot fel de cărțulii de la Iehoviști. Și cărțulii și nu erau doar cu propagandă, ele erau așa de fani, puteți să-i folosești la lecțiile de biologie, la geografie, să-i folosești la știință pentru tot soiul de referate. Despre vulcan știi acolo, minunele lumii, tot ce vrei, erau super insightful, tare clasne erau. Eu nu înțelegem că atunci cu ce am meritat eu atâta ghinii, deși niște oameni care încearcă să-mi zic cam același lucru care ne-l duceași bunicuța, să cred în Dumnezeu, da? Doar că acolo erau niște diferențe, să-l numesc doar Iehova, nu știu ce, nu există icoane, dar pe lângă asta îmi dădeau și atâta informație utilă. Superb, pe atunci Wikipedia și British Encyclopedia nu exista, hai mai tinești? Și eu eram fericit să am așa ceva în casă. Так вот, încă de pe când eu eram activ cititor al revistei Turnul Vegherii și Treziți-vă, încă de pe atunci, eu credeam că iaca, vine anul 2000 și vine Iisus Hristos, pentru că era eclipsa de soare în 99 vara. Banii și fetele ne mănâncă zilele. Și asta însemna un soi de sfârșitul lumii, nu s-a întâmplat sfârșitul lumii, dar iaca, am ușit în anul 2000, sfârșitul lumii și vine Iisus și noi ne ducem la dânsul, gata, toate imaginele cele frumoase cu noi stând la masă, cu animăluțe plimbându-se pe pășuni verzi, vor deveni realitate. Dar e că au trecut anul 2000, după asta a venit anul 2012, când trebuie să fie sfârșitul lumii, nu a mai fost. Și e că stă inscripția așa și mă întreabă în anul 2017, la aproape 2000 ani distanță de când Iisus a plecat, mă întreabă dacă eu sunt pregătit ca Iisus să revină. Da, băi, needless to say, nu știi mă mai întreb, hai, vină sau zic când să vină, nu mă mai întreba, nu mă faci prin asta. Fie că-s credincios, fie că-s religios, dar dacă eu sunt un om care îmi place uneori să mă opresc și să adresez niște întrebări pentru mine însumi și să văd dacă ceva merge, ceva nu merge, dacă e adevărat sau nu, hai treci, mă joc. Nu mă întreba, cu asta nu mă faci decât să mă vrei să mă distanțez de tot ce înseamnă Iisus Hristos. Am vrut să vă împărtășesc această nedorozumenie care ne s-a întâmplat astăzi în intersecție. Dar voi, dragi prieteni, ați fost sau nu atrași de cineva? Sau poate încă mai sunteți parte din asta? Poate sunteți credincioși, credeți că Iisus Hristos revine și noi trebuie să fim răbdători și este ok să întrebi dacă suntem pregătiți ca Iisus Hristos să revină. Iisus Hristos sau Hristos? Sau poate din potrivă, ați văzut Advocat Diavola cu Keanu Reeves și ați înțeles că nu mai trebuie de crezut în Dumnezeu, nici în diavol, trebuie crezut în știință, în chestii pragmatice și răși. Sau poate sunteți ca Blaise Pascal și mai inteligent, care vă gândiți separat tot ce înseamnă material de spiritual, pentru că așa e normal. Eu când eram mitel și când prindeam revizile astea cu Iehova și când aflam că trebuie să, că erau personaje biblici care aduceau jertfe, zic, băi, dă-ți fac și eu așa, n-am un miel, n-am un frate de tăiet, sau și mai este acolo, fișor de tăiet, dă și-o tăie niște mandarine și așa și-am făcut. Pe televizorul alb-negru record am tăiat mandarinci, portocală, mai tine am pus niște biscuiți și am pus pe vreo câteva zile. Lângă iconița, da, lângă Fecioara Maria, Dumnezeu, și avem o iconiță cu Parascovia de la Iași cumpărată. Și aia că am pus eu iconița așa, eu am ajuns apropo la grădiniță la Magda, am ușa mă parchez. Și aia că punem eu la grădiniță, punem eu la iconița așa aceste jertfe prinoșenii și de 2-3 zile venim, vedem că fructele sunt uscate, mai dezamăgem, dar nimeni din casă nu ne-a explicat, băi, ciuvac, nu se leagă spiritualul de material, lasă-te mandarinile, mănâncă-le pentru tine, pentru corp, pentru fizic, dar și aici ține de religie, ține-o la tine, în întunericul cu proprii tale casă. De-am, dacă tare vrei să-i exporți, să scoți asta afară, pune-ți nacleiși pe mașini. Cu toate că eu cred
că religia, credința noastră, intimitatea în care noi ne adresăm unui personaj invizibil, dar care sperăm să ne ajute, noi nu trebuie să o scoatem foarte departe de noi înșine, de coropșica asta noastră. Așa eu cred. Eu n-aș scoate asta niciodată, mai ales că eu am Dumnezeul meu care n-are biserici și nu vreau să... N-am chef să atrag pe alții în această biserică, că ei nu există. Anyways, am împărtășit nedorozumenia, mulțumesc pentru atenție, pupcei și poate să mai scoatem vloguri de astea la Vogan. Ha, noroc! Ai aruncat-o jos? Oh my god! Post-scriptum. Magda a zoprânit la grădiniță, dacă tot e 14 februarie, o valentincă. Această valentincă este un asemenea trandafir chinezesc cu asemenea inflorescență. Și pentru că noi ne iubim copiii și nu vrem ei să mănânce zahăr granulat, lecitin, soia, sucre blanc, gran. Apoi noi să ne ferim și să-i dăm acasă și să ne jucăm, pe urmă să-i sustragem atenția și să o aruncăm la gunoi. Cu sărbătoare pe sânguri! Multă iubire vă doresc, iubire de asta care te înalță și te poartă pe sus. Mua!